Sub 1% din locuințele achiziționate în ultimii 3 ani de zile prin programul Prima Casă au fost achitate cu lei. Dobânzile prea mari practicate de bănci fac din acest tip de credit unul deloc atractiv, o spun chiar reprezentanții Fondului de Garantare. Românii care vor să se împrumute în moneda în care își primesc salariul ar trebui să se aștepte să primească cu aproximativ 20% mai puțin bani și să plătească o rată cu până la 37% mai mare decât dacă ar fi optat pentru un împrumut în euro. Tot mai multe bănci le oferă clienților posibilitatea de a accesa credite imobiliare în lei. În ciuda ofertei, cererea pentru împrumuturile în moneda națională rămâne scăzută. Deci până la această dată, pe toate cele 4 programe Prima Casă, 1-4, au fost acordate 57.966 de garanții, care au susținut finanțări de 2,3 miliarde de euro. Din acestea, 0,8% au fost acordate în lei. Nu sunt foarte căutate creditele în lei, să înțelegem. Nu, sunt dobânzile se puțin mai mari și de preferabil garanțiile în euro. Față de o rată de aproximativ 330 de euro la creditul în euro, pentru aceea sumă accesată în lei, aș avea o rată de 455 de euro echivalent lei, ceea ce înseamnă că aș avea o rată cam cu 37% mai mare.